Lucrările de reabilitare la cea mai veche școală din comuna Miroslovești au încetat din lipsă de bani. Investiția a demarat în anul 2006 cu bani de la Guvernul României, însă doar după un an de zile finanțarea a fost întreruptă. Până acum au fost cheltuite circa 6,5 miliarde de lei vechi pentru construirea unui corp cu 4 săli de clasă și un laborator în care învață elevii din ciclul gimnazial. Pentru finalizarea investiției ar mai fi necesare 3 miliarde de lei vechi, bani pe care conducerea școlii speră să-i obțină din bugetul local. Datorită creșterii populației școlare, în 1955-56 s-a mai construit, s-a lipit de fapt încă un corp de clădire și în anul 2006-2007, pentru reabilitarea acestor spații de școlarizare, am fost nominalizați prin hotărâri de guvern, prin 3 hotărâri de guvern succesive și am primit 650.000 de lei noi. Am reușit să reabilităm partea de nord a școlii, partea de la sud, care este tip Spiru Haret, construită, v-am spus, în 1898. Urmează să o reabilităm atunci când guvernul și Consiliul Local, pentru că am discutat cu comunitatea locală, cu reprezentanții primăriei și toate fondurile financiare vor fi canalizate spre acest obiectiv major în următoarea perioadă, chiar începând din primăvara acestui an, pentru că la nivelul comunului Miroslovești s-au cam realizat marile obiective pe care le propusese primarul. Aici spațiul de școlarizare este foarte bun în interior. Pe afară mai este câte ceva de făcut, adică este de finalizat și de reabilitat corpul din vechi din 1898. Dacă am înțeles că există totuși din partea primăriei un nou proiect pentru supraînălțarea corpului deja reabilitat, atunci cheltuielile sigur vor fi mai reduse. Edilul șef al comunei spune că finalizarea lucrărilor pentru reabilitarea școlii vechi reprezintă o prioritate pentru comunitatea locală. Este posibil ca măcar o parte din banii necesari finalizării lucrărilor să fie cuprinși în bugetul pentru anul viitor, iar restul să fie obținuți din fonduri guvernamentale. La Miroslovești avem clădirea școlii începută, deci s-a început reabilitarea în anul 2006 printr-un program cu finanțare de la guvern. S-a primit în anul 2006 și în anul 2007 în jur de 6 miliarde. În acești bani s-au reabilitat 5 săli de clase. Au rămas de finalizat o serie de lucrări, dar lipsa fondurilor ne-a dus la imposibilitatea continuării lucrărilor. Mai exact, constructorul a oprit lucrările prin anul 2007 și în momentul de față clădirea a rămas într-un stadiu, să spunem, de conservare, lucrările nemai putând continua datorită lipsei de finanțare. Ar mai fi necesar în jur de 7 miliarde pentru ca cele 4 săli de clasă să fie reabilitate, inclusiv exteriorul școlii să poată fi dat în folosință.